Indicele ROBOR, în funcție de care se calculează majoritatea ratelor, lei a ajuns la 3 luni la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de an. Rata pentru un credit de 225.000 de lei este puțin peste 1.200 de lei pe lună. Dacă noile taxe pe care guvernul le va aplica băncilor va duce indicele ROBOR spre 2%, ratele pentru creditele cu dobândă variabilă ar fi mai mici. Pentru același împrumut, rata lunară ar scădea cu aproximativ 140 de lei. Specialiștii în domeniu susțin că e puțin probabil ca ratele să scadă și prevăd un cost suplimentar pe care îl vor plăti tot cei cu credite. ROBOR-ul este reflectat de inflație, de lichiditatea din piață și riscul companiilor și creditării. Deci este imputabilă întregii economii. Dobânzile plătite la depozitele populației vor scădea semnificativ sub 1%, iar pe partea cealaltă costul de finanțare va crește, în special pentru populația cu venituri sub medie și pentru companiile mici. Ministrul Finanțelor susține că prin taxa pe lăcomie ar urma să scadă costurile pentru creditare. Știm foarte bine diferențe foarte mari între dobânda, să spunem așa, medie la, nu știu, la depozitele bancare, care sunt undeva la 2% aproximativ, și media împrumuturilor pe care le dau băncile, undeva la 8%. Vă dați seama ce diferență este, care la fel reprezintă pentru bănci un profit. O idee care nu este îmbrățișată de cei care cunosc foarte bine sistemul bancar. Taxa ar fi trebuit aplicată dobânzilor și nu indicelui, care nu este calculat de fiecare bancă în parte. Prin aplicarea unei asemenea taxe, chiar dacă o numim pe lăcomie, dar să fie aplicată la dobânda pe care băncile o percep împrumutaților, atunci am putea să discutăm despre echitate cu privire la debitor, pentru că am ajunge și noi într-un final la dobânzile din Uniunea Europeană, care ar fi undeva la 2-3% și n-ar mai ajunge undeva la 7 sau 8%, așa cum sunt în momentul de față. Odată cu noile reglementări vom spune adio și creditelor cu buletinul. Inclusiv INSN-urile vor fi afectate de această taxă suplimentară și deci vor avea un motiv în plus să mărească mai departe costurile către consumatori. Taxa pe lăcomie va fi calculată în funcție de indicele ROBOR și poate ajunge și la 0,4% din activele unei instituții bancare. Actualul indice le-ar aduce costuri suplimentare băncilor.